Bună, sunt Denisa și astăzi vă voi prezenta locul unde vă veți petrece următorii 4 ani din liceu. Acest prag este trecut zilnic de 1000 de elevi. Fiecare clasă a liceului nostru este dotată cu un videoproiector, un laptop și o plasmă. Pe lângă acestea mai există obiecte care ne pot ajuta să învățăm mai ușor. Liceul nostru dispune de 8 laboratoare de informatică, toate având la dispoziție tehnologia necesară de rulării orelor. În anii ce vor urma veți descoperi taline ascunse ale biologiei, fizicii și chimiei prin experimentele regulate ce vor avea loc. Aceste laboratoare conțin numeroase obiecte ce vă vor ajuta să vă măriți nivelul de cultură generală, cât și să vă găsiți pasiunile îndreptate spre area științifică. Domeniul științific nu este singurul pe care promovează liceul nostru. Pe lângă acesta, ține foarte mult cont de curățarea elevelor noștri și de condiția lor fizică. Sporturile care se practică sunt fotbalul, basketul, voleiul și tenisul. Când vremea nu ne este favorabilă, ne antrenăm creierele într-un joc amical de șah. În spatele meu este cantina școlii, unde elevii pot beneficia de o masă caldă la prețuri accesibile. Cele mai importante prezentări și evenimente au loc în anfiteatrul nostru. Acesta a fost renovat de curând pentru a servi mai bine nevoilor elevilor noștri, având o capacitate de aproximativ 150 de persoane. Silex este un atelier de robot, dezvoltat în cadrul liceului teoretică informatică Gregorie Moisilia și de către elevul Mișina Informatică și TIC, în anul 2017. Am început acum mai bine de 3 ani, cu o echipă de 15 elevi, cu vârstele între 16 și 18 ani, care au participat la competiția de robotică FTC. La atelierul Silex cuprinde două laboratoare, unul pentru liceu și altul pentru gimnaziu. La atelier, copiii învață nu doar programare, ci și grafică, inginerie și PR. Pentru final, noi vrem să vă mulțumim pentru atenția acordată și vrem să vă urăm un bun venit călduros. Noi am fost membrii reprezentanței Consiliului Elevilor LIS.